Salutare! Bine ai venit la un nou video pe canalul Hello Doggy. În acest video vom încerca să avem o imagine de ansamblu despre cum să ne înțelegem mai bine patrupezii. Vom discuta despre cum încearcă ei să-și exprime sentimentele și cum îi poți înțelege mai bine doar prin limbajul corpului. Astfel, la finalul clipului o să ajungi să-ți înțelegi mult mai bine câinele. Înainte să trecem la subiect, ne-ar ajuta tare mult să apeși butonul de subscribe pentru a fi la curent cu următoarele videouri. Pe tine nu te costă nimic, dar pe noi ne ajută tare mult. Ok, vom încerca să fim scurți, la obiect, pentru că apreciem tare mult timpul tău și nu vrem să-ți oferim decât informații valoroase. Așa că hai să trecem la subiect. De cele mai multe ori, la fel ca și la oameni, câinii trec prin mai multe stări pe parcursul unei zile. Iar asta îi face să comunice cu noi sentimentele pe care le simt, dar poate fi destul de dificil să înțelegem ce vrea câinele nostru să ne transmită doar uitându-ne la el. Dincolo de asta, ce e cu adevărat interesant la câini și la majoritatea animalelor este că nu își pot ascunde ceea ce simt. Vor încerca întotdeauna să îți spună ce simt cu adevărat și ce se întâmplă cu adevărat. Este important atunci când ai un câine să înțelegi ceea ce îți transmite prin limbajul corpului. Principalele aspecte și semne pe care ar trebui să le urmărești ar fi mișcarea cozii, ce face cu ochii, cu urechile, mimica feței sau poziția corpului pe care o are. Așa că o să le luăm pe rând. Coada este una din cele mai simple metode la care să te uiți și prin care câinele tău va încerca să-ți transmită un mesaj. De exemplu, atunci când coada patrupedului tău este lăsată în jos, dar acesta dă din coadă, asta poate semnifica faptul că își dorește să se joace, este fericit sau știe că tu ești stăpânul lui și ești cel care conduce joaca. Însă, în cazul în care coada lui este ridicată și și-o mișcă foarte încet, asta poate semnifica că te provoacă și îți subminează autoritatea. Atunci când se întâmplă asta, ar putea însemna că patrupedul tău se simte mai presus decât tine și decât autoritatea pe care tu o emani. Dincolo de asta, atunci când câinele tău este cu coada între picioare, este un semn clar că acesta se simte în pericol, este speriat și nu se simte confortabil în situația în care se află. Așa că ar trebui să fii foarte atent la coada câinelui tău și schimbările care pot apărea. Mergând mai departe, ochii sunt un pic mai greu de deosebit în comparație cu coada acestuia, dar asta nu înseamnă că e imposibil. Câinii emană foarte multe emoții prin mișcarea și mimica ochilor. De exemplu, atunci când aceștia au ochii larg deschiși, asta poate fi caracterizată prin faptul că patrupedul tău este alert și atent la orice mișcare pe care o faci, încercând să țină pasul cu tine. În schimb, dacă vezi că acesta clipește des, este un semn că are chef de joacă și ar trebui să-i acorzi toată atenția de care acesta are nevoie. Cu toate acestea, clipitul des sau dacă un ochi este într-o parte și altul în cealaltă, poate fi un semn de strabism, ceea ce ar necesita un control împreună cu medicul veterinar. Mișcarea urechilor, în comparație cu celelalte două aspecte, coada și ochii, sunt semne ceva mai subtile, ceea ce necesită ceva mai mult timp din partea ta pentru a le interpreta și a le înțelege. De exemplu, dacă urechile câinelui tău sunt lăsate pe spate sau lăsate în jos, acesta poate fi un semn că patrupedul tău este speriat. De asemenea, dacă vezi că patrupedul tău are o ureche ridicată, iar cealaltă ureche este lăsată în jos, acest lucru poate fi cauzat de faptul că se află într-un mediu care nu este familiar cu el și se simte inconfortabil. Trecând mai departe, și prin mimica feței poți înțelege lucruri despre câinele tău. De exemplu, căscatul. Atunci când face asta, majoritatea dintre noi ne gândim că este obosit și că are nevoie de somn, ceea ce poate fi adevărat în majoritatea cazurilor. Însă, atunci când vezi că acesta cască
atunci când sunteți la plimbare sau sunteți înconjurați de alți câini sau atunci când ești în vizită la cineva cu patrupedul tău, căscatul poate fi un semn că este agitat, nervos sau chiar anxios. Poți vedea acest lucru mai ales la puiuți, atunci când sunt înconjurați de alți câini pe care nu-i cunoaște. Dacă patrupedul tău își linge nasul și o face în mod repetat, poate fi de asemenea un semn că este stresat și se simte sub presiune. Dacă își arată colții, în schimb, dar acest lucru fără să mârie sau să latre, poate fi un semn că își apără teritoriul. Acest lucru îl poți vedea cel mai des atunci când încerci să iei mâncarea sau osul din fața lui, sau atunci când un alt câine e prin preajmă și atentează la mâncarea sau osul lui. Cât despre poziția corporală, ei bine, poate fi un pic mai simplu de interpretat. Atunci când un câine se întinde pe spate expunându-și burtica, este un semn că are încredere în tine și că te lasă să-l scarpini și de asemenea își dorește ca tu să-i oferi un pic de afecțiune și să-l mângâi. De asemenea, poți vedea destul de des că patrupezii se așează cu capul pe genunchiul sau piciorul tău, iar ăsta este un semn că au nevoie de atenție și ar trebui să le oferi. La fel și atunci când își pune o lăbuță pe tine, de obicei pe genunchi. Aceasta este o tehnică destul de des întâlnită prin care câinele tău încearcă să te domine, așa că ai face bine să-i o dai jos cât mai repede, astfel încât el să înțeleagă foarte clar că nu te lași dominat de el. Atunci când câinele tău își scutură întreg corpul, de obicei este o detensionare pe care acesta o face. De exemplu, după ce îi faci baie, probabil ai observat și tu că se scutură de excesul de apă, însă dacă vezi că patrupedul tău face asta frecvent, fără niciun alt stimul, cum ar fi apa, ar trebui să mergi cu el la un veterinar, să vezi de fapt ce se întâmplă și de asemenea este un semn că acesta poate fi stresat. Dacă patrupedul tău se așează cu spatele la tine, este un semn că are încredere deplină în tine. Ok, cam acesta a fost videoul de astăzi. Este foarte important să fii atent la toate semnele pe care ți le dă câinele tău și sperăm că te-a ajutat acest video să înțelegi cât mai bine lucrurile pe care le face patrupedul tău. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai videoul ăsta mai departe către prietenii tăi și să te abonezi pentru alte clipuri utile cu și despre câini. Ne vedem într-un video viitor. Ciao!